Și totodată, studentul respectiv va ști exact cum funcționează fluxul de lucru în cadrul firmei. Nu mai este acea perioadă de adaptare. De asemenea, poate să-și creeze cunoștințele și abilitățile în funcție de dorințele dumneavoastră, de la persoanele cu experiență. Deja se formează o cultură organizațională între angajator și student. De asemenea, se dezvoltă în condiții reale, el știe exact pe parcursul perioadei de pregătire, dacă este compatibil cu locul respectiv de muncă sau nu. Nu este acum, iau diploma și ce fac cu ea pentru că nu-mi place să lucrez în domeniul în care sau am descoperit că nu mă pasionează și se reorientează. Bun, și ce este foarte important este cointeresarea materială. Studentul câștigă bani de la început, este în momentul în care ești plătit, parcă muncești mai cu spor și te cointeresezi și să te formezi mai bine și să câștigi mult mai multă experiență. Bun, acestea sunt domeniile de pregătire de bază și ordinele de ministru, în care apare și programa școlară pentru învățământul dual din România. Eu vă pot pune la dispoziție să vă trimit atât o grămadă de lucrări, cât și anexele în care găsiți toate specializările. Acum, noi deja în Universitatea Spirul Haret am pornit cu școli de învățământ dual. Am început deja înscrierile pentru școala de asistent medical generalist și asistent medical pe balneofizio, kinetoterapie și recuperare, având în vedere că noi avem specializări pe partea de medicină, dar mai ales pe kinetoterapie. Avem o specializare la Facultatea de Educație Fizică. Și în curs de acreditare sunt cele pe Facultatea de Arte, pe Media, cameraman, fotoreporter, editor de imagine și asistent regizor artistic. Cum primim aprobarea de la Minister? Într-o perioadă scurtă de timp, cred că în câteva zile, până săptămâna viitoare, vom începe înscrierile și la școlile medii. Ce mai putem oferi? Aceste specializări de școli pe învățământul dual le-am selectat cam fiecare facultate ce specialiști are și ce poate să formeze. Pentru arhitectură putem să oferim școli pentru desenatori, școli industriale sunt acestea. Desenator în construcții și arhitectură, designer industrial lemnului, proiectant de decorațiuni interioare, designer vestimentar, în economie de asemenea o serie de specializări. Unii chiar sunt să-ți formezi un funcționar mancat pe gustul tău, ca să zic așa, este sau un agent fiscal este foarte bine. Pentru educație fizică și sport se lucrează acum, de asemenea, pentru antrenori. Ce putem să oferim noi geografie? Venim pe partea de specializare în geografie. Foarte multe. Topograf în construcții, avem specialiști pentru fiecare dintre aceste specializări. Deja lucrăm pentru agent de turism ghid. Am avut și un proiect european pe geoturism practic, care s-a încheiat. Al doilea e la arhitectură, e la al doilea, da. Putem să lucrăm împreună, domnul Ionașcu. Și păi lucrăm deja împreună cu da. Profesor de la ta. Și noi de la geografie. Dumneavoastră spuneți că urbanismul aparține mai mult arhitecturii, eu spun că aparține mai mult geografiei. Nu, nu avem discute, avem numai lucrări pentru că lucrăm foarte bine în echipă. Bun. Mai
deja se merge până în august, că vor porni programele de studii pe analist programator și tehnician în echipamente de calcul și la literă pentru biblioteca cu studii medii. Cam acestea ar fi ofertele universității. Aș vrea să știu dacă vă puteți plia, dar putem să vă oferim și alte, sau putem să organizăm și alte școli postligiare în funcție de dorințele dumneavoastră. Aici am anexa de la ordonanța de guvern în care sunt specializările pe școli postligiale. Vă rog, dorește cine? Domnul Franța. Bine, iar? Avem un număr limitat de exemplare, dar cum v-am spus, datele dumneavoastră sunt deja în baza noastră de niște. Bă, da, și vă trimit mai mult singur exemplare. Ofertă, ultima ofertă. Bun. Cu această prezentare am pe scurt să încheiat. Întrebări din partea dumneavoastră? Da. Deci, Vlad, asociația producătorilor de mobile din România. Întrebare care nu prea are legătură cu domeniul. Cine este partenerul din partea mediului de afaceri pentru acele trei meserii în domeniul editor, imagine, filmului, cele trei care... Cameraman, da. Cine este partenerul din partea mediului de afaceri? Păi, televiziunea România de TVH-uri. Pentru că noi, având în cadrul Fundației România de Mâine, care înglobează atât Universitatea, avem și ziarul propriu și televiziune națională și radio. Și atunci au nevoie de personal calificat și formează. Și atunci întrebarea este, în ce măsură există compatibilitate între acele două reglementări legislative referitoare la învățământul dual și legea uceniciei, care deja există. Pentru că și legea uceniciei sunt elemente comune celor două modalități de pregătire. Doar partea teoretică este mai extinsă, da? Față de ucenici. Mulțumesc. Cu plăcere. Acum, lipsa forței de muncă calificată se resimte în toate sectoarele. Știu că cea de la cluster. Și am plecat înainte să apară legea cu învățământul dual. Ne-am dus într-un schimb de experiență la școala Kronstadt, făcută de multinaționalele care activează în zona Brașov, din Schaeffler, mai mulți, Liza Drax, mai eșalții, care au creat această școală pentru a le asigura forță de muncă calificată, strungar, ce aveau ei acolo, turnător, nu știu ce, astfel încât acum ai bătălie să intri la școala Kronstadt, care practic avea un loc de muncă asigurat după ce terminau această școală, atât în întreprindere, primii erau luați în Germania, deci și sunt în continuare luați în Germania, ceilalți având locuri de muncă la întreprinderile din zona Brașovului. Am aplicat acest model și la clusterul ETREC, de la Electroprecizia SCL, unde am pornit în a discuta cu școala Victor Hinga de acolo, care trebuie asigurate spațiile. Aici e simplu, Stil Haret oferă spațiile și specialiștii, practic, deci rămâne doar să contacteze antreprenorii care doresc să-și pregătească forță de muncă în sectoarele acestea. Sigur, lucrul e mult mai simplu. Acolo, sigur că lectorii vor fi din clasă, adică managerii de întreprinderi, vor fi profesori de la Universitatea Transilvania, unde la fel pe parte
de lemn, poate să se facă o plasă dacă există cerințe, dar cerințele cele mai mari sunt pe sectorul de auto, fiind auto, electromecanic, zona aceea. Deci, cred că trebuie un chestionar transmis la antreprenori de ce au nevoie, care sunt necesitățile de forță de muncă, spre ce sectoare să se orienteze și apoi făcute clase, mai ales că pe POC-ul o să fie pe programul operațional capital uman deschise axe tocmai pentru a implementa sistemul dual în România. Deci, sigur, exact ca și strategiile de specializare inteligentă care trebuie să identifice potențialul de inovare în anumite regiuni, sigur, și care trebuie să se concentreze pe anumite sectoare, deci nu pe toate sectoarele, așa și cu învățământul ăsta dual. Trebuie să pregătim oameni care vor avea loc de muncă imediat după ce termină, nu să termine o școală și practic el să nu-și mai găsească... Cristina, când spunem trebuie, trebuie să privim din perspectiva antreprenorului. Antreprenorial, deci antreprenorul își asumă această responsabilitate că preia. Că preia, dar se încheie un contract. Un contract. Da, un contract care se încheie. Un contract economic. Da, practica o face la agentul economic. Deci se vină teoria cu practica. Foarte bine. Mulțumesc frumos! Alte întrebări. Aș vrea să fac și o precizare în calitatea mea de cetățean, pentru că cea de consilier la Ministerul Dezvoltării s-a terminat odată cu terminarea prezentării. Și nu pot să tac, am o ocazie bună, cred, acum. V-ați referit la cunoștințele teoretice și la cunoștințele practice. Eu cred că ceea ce lipsește, și vă spun din poziția consumatorului, și ceea ce nu învață foarte mulți meseriași, între ghilimele, din această țară, este atitudinea. Și aici, cred eu, și cred că e ocazie bună să aflați, probabil și dumneavoastră vă confruntați cu problema asta, fiecare copil din ăsta tânăr trebuie să învețe atitudinea și să știe că fiecare meserie, indiferent că pare mai mult sau mai puțin importantă, vine la pachet cu atitudinea potrivită. Și asta foarte puțini oameni, mai ales din servicii, știi? Și cred că trebuie pus un accent foarte mare pe chestia asta, pentru că cunoștințele tale, și practice, și teoretice, sunt anulate în momentul în care nu ai atitudinea corectă față de meseria pe care o faci, față de destinatarii și față de omul care stă în fața ta. E nul, după părerea mea, ca și cetățean și consumator. Aici mi-a dat foarte bună ideea. Deci examenul de a intra la școala asta Kronstadt, o comisie trebuie să identifică abilitățile și atitudinea, cum zice doamna, a elevului, a viitorului genic sau elev sau ce i-ar place să fie strungar, dar are abilități identificate mai mult spre, știu eu, turnător sau altceva. Deci... Da, asta ține de talent și de înclinare. Ceea ce spun eu este de atitudine, pentru că eu cred că nu întâmplător s-au inventat uniforma, halatul de lucru, roba de avocat, uniforma de polițist, statutul de funcționar public, pentru că în momentul în care ai intrat la ora 8:30, eu sunt funcționar public și nu-mi permit anumite lucruri, atunci când a venit cineva sau vorbește cu mine, trebuie să am atitudinea aia de funcționar public, care în teorie se termină la sfârșitul programului, dar poți să o mai menții un pic, că nu-ți strică ca și aplicare către... Eu vă pot spune că în proiectul nostru Geoturism Practic, în care am format agenți de turism, ghid de turism, manageri în turism, am avut un curs special de cunoaștere personală și Insights Discovery, în care ne cunoșteam pe noi înșine, ne cunoșteam pe cei din jur, puteam să depistăm caracterul și temperamentul persoanei cu care interacționăm și să ne adaptăm pentru a avea acea atitudine potrivită. Deci, ei trebuie conștientizați, după părerea mea,
să știe de ce se află în momentul ăla acolo și ce presupune, dom'le, dacă vrei să fii chelner. E o meserie foarte frumoasă, oamenii se bucură când îi servești și trebuie să ai atitudinea corectă. Că de-aia omul vine să, sau nu știu, în orice da. Altă meserie, asistent medical. Trebuie atitudinea corectă și un pic de compasiune și un pic de grijă și un pic de profesionalism, de îndemânare, toate fac atitudinea. Da, da. Asta o poate preda doamna, zicem ca formator, dar trebuie să fie notă obligatorie în examen, în practica pe care o face la antreprenorul și partener. Și că se învață din experiență. Trebuie să ne recalificăm resursele umane. Încercați să aplicați acest învățământ dual, care este un exemplu foarte bun, că întrebați ce este acest suel și ce face el. Noi avem acum o șansă foarte mare să învățăm de la țări, Germania, de la Austria, asta face acest suel, dar duce la un loc experiențele mai multor țări, ca toată lumea să învețe de la toată lumea și să fie în beneficiul țărilor participante. Vreau să vă spun asta cu titlul personal. Am fost recent într-o delegație, fără legătură cu strategia pentru regiunea Dunării, și am lucrat cu un spaniol. El lucra la o universitate, făcea un studiu despre sistemele de asigurări sub de beneficii sociale în perioada fascistă, comparație între Spania și nu știu ce țară. Și m-am gândit în sine, mai bun, și cui pasă? Adică lumea începe să... studenții, dar merg pe abordări dintre astea foarte ușoare, științe sociale, să studiază tot felul de lucruri fără nicio aplicabilitate practică. Dar cred că pentru noi, concept, pentru România, conceptul ăsta de educație duală este... Și cred că trebuie început din clasa nouă, dacă nu din 5-8, dar din clasa nouă, pentru că vă spun și eu din experiență, organizez o expoziție, în cadrul expoziției mai multe evenimente, se numește Translogistica, și am un concurs care se cheamă Cel mai bun stigmitorist. Da? El are o... Și am vrut să fie stibuitorist, n-am vrut să fie IT-ist, nu știu de care. El promovează meseria de stibuitor și, în plus, acordăm 10 burse copiilor instituționalizați care fac 18 ani și sunt dați afară. Am bani să acord bursele, am școală să-i școlarizeze, am întreprindere care să-i angajeze, nu găsesc copii. Și nu-i găsesc în nicio meserie. Înțelegeți? Aceeași plângere este pentru șofer, deci mi se pare că șoferul este căutat, pentru garagiu, pentru meserii de bază. Nu găsim oamenii mici, da? Nu mai sunt învățați să muncească. Păi, hai să vă spunem, să da? Clarificăm de ce. De ce? Vă spun de ce. De ce? Pentru că după 1989, și înainte exista în cultura și mentalitatea poporului român ideea care o aveau și părinții mei, care o aveau și alții, tu trebuie să faci o facultate, trebuie să fii intelectual. Tu du-te către teorie, du-te către liceu teoretic. Haideți să fim foarte cinstiți cu noi. Cum ne îndrumăm copiii ca părinți? Du-te către acolo că e mai... s-a dus de-a lungul deceniilor, ca 20% sau 10% școlile profesionale care existau s-au demolat, s-au căzut, au fost într-o cădere liberă și toată lumea, inclusiv universitatea noastră, s-a dus masiv către ce cerea piața, diplome. Acum piața nu mai cere diplome. Da. Nu mai cere diplome, nici de... Și atunci da. Ajungem la raportul care e în Germania, de exemplu, 70% e învățământ profesional. De zona gri a învățământului românesc este zona absolvenților de liceu care se duc să facă o facultate
și eu care înțeleg îi întâlnim. Că acolo unde familia intervine, fiecare familie vrea să-și facă copilul direct. Da? Dar noi vorbim de copii instituționalizați sau copii de care se ocupă statul. Dacă statul nu învață să muncească de mici, ce facem? Ca ei să poată interveni la nivelul guvernului, la nivelul statului, la nivelul ministerului învățământului. Deci nu vorbim de familii. Că la familie fiecare face ceva, ce vrea. Dar statul trebuie să învețe pe copiii aia de la școlile de copii, de la casele de copii, de unde mai sunt fundații. La fundații am altă problemă. Au copii mai mărișori, ori au copii mici, ori au copii mai mărișori, vor să facă și aia facultăți. La instituționalizați n-au 8 clase. Ajung la 18 ani, dar n-au 8 clase.